Vă salut cu pacea Domnului Iisus Hristos și în această seară. Și vă spun din nou un bun venit la Iacov Israel. De aici, de unde cuvântul lui Dumnezeu pornește către casele dumneavoastră. Lăudat să fie Domnul, pentru că îngerii lui veghează asupra noastră. Lăudat să fie Domnul, pentru că încă avem ce pune pe mesele noastre. Lăudat să fie Domnul pentru ocrotirea sa pe care El o manifestă pentru noi. Vreau să vă spun un lucru, iubiți frați. Avem preț în ochii lui Dumnezeu. Și încă preț mare. A plătit mult pentru noi. De aceea vreau în această seară cu toții să-i aducem slavă și închinare aceluia care ne-a iubit mai întâi, înainte să-L iubim noi. Ce bun este Dumnezeu! Ce bun a fost Dumnezeu cu noi! Lăudat să fie numele Lui cel Sfânt! Aș vrea înainte să încep, să intru în emisie și în seara aceasta. Am făcut apel să intru în prezentare. Am făcut apel de câteva prezentări în urmă pentru o carte. Ultima avertizare pentru lumea noastră. Iubiții mei frați, este o carte deosebită. Ultimile 15 capitole din Tragedia Veacurilor, care vorbește despre cele trei soli îngerești. Apocalips, capitolul 14, de la versetul 6 la 12. Dumnezeu ne cheamă ca popor să transmitem acest mesaj. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că s-au găsit oameni mânați de Dumnezeu care au scos, au tipărit această carte minunată la un preț foarte mic, 1,15 lei. Proiectul nostru este să facem multe zeci de mii de cărți. Să înmânăm celor care încă flămânzesc după cuvântul lui Dumnezeu. Te chem și în seara aceasta. Prinde-te cu noi în acest proiect și ajută pentru răspândirea Evangheliei. Aș dori din... Aduceți-mi și mie cartea. Ultima avertizare către lumea noastră. Aș vrea să o mai arăt încă o dată. Este o carte deosebită, așa cum vă spuneam. Vreau să vă spun că Dumnezeu a mișcat inimile multor frați și surori care au pe inimă lucrarea lui Dumnezeu. Și au început să simtă împreună cu cei ce plâng de foame și de sete, după cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta este cartea. Ultima avertizare pentru lumea noastră. M-a sunat o soră din Canada, mi-a scris și mi-a spus, vreau din Colorado, nu Canada, Colorado, din America, vreau să donez pentru lucrarea aceasta. Dumnezeu să o binecuvânteze. 120 de euro. Astăzi altă soră din Anglia, 100 de lire. Dumnezeu să vă binecuvânteze, fraților și surorilor. Iarăși din România, 50 de euro. Proiectul acesta începe să prindă contur. Partea noastră, la Iacov Israel,
sunt cel puțin 10.000 de cărți. Deci partea noastră, 10.000 de cărți, care ar costa în jur de 2.500-2.600 de euro. Dumnezeu să facă ca să ne facem partea și să putem să lucrăm pentru El. Este o carte deosebită, Cei trei îngeri, solia celor trei îngeri. Vreau să vă spun că lumea caută, dar de multe ori nu găsește. Suntem chemați în aceste timpuri târzii să lăsăm un martor tăcut în casa lor, pentru că această carte va vorbi cândva, iar sufletul acela va fi câștigat pentru Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți dătătorii voioși și pe cei care vor vrea să se prindă în proiectul acesta. Lucrare, în lucrarea aceasta este loc pentru toți, fraților. Toți putem să ne prindem. Dumnezeu să ne binecuvânteze și să facă ca de aici, de la Iacov Israel, să aprindă flacăra aceasta, dorința aceasta de a lucra pentru Dumnezeu cu râvnă. Și Domnul să ne binecuvânteze pe toți în lucrarea sa. Amin. Mesajul din seara aceasta se numește Lucrarea lui Ilie și Ioan din timpul sfârșitului. Lucrarea lui Ilie și Ioan din timpul sfârșitului. Te invit să deschizi cu mine Scriptura în cartea Maleahi, ultima carte din Vechiul Testament. Cartea Maleahi. Capitolul 4. Și vom citi de la versetul 1 până la versetul 6. Căci iată, vine ziua care va arde ca un cuptor. Toți cei trufași și toți cei răi vor fi ca miriște. Ziua care vine îi va arde, zice Domnul oștiilor, și nu le va lăsa nici rădăcină, nici ramură. Dar pentru voi, care vă temeți de numele meu, va răsări soarele neprihănirii și tămăduirea va fi sub aripile lui. Veți ieși și veți sări ca viței din grajd și veți călca în picioare pe cei răi, că cei vor fi ca cenușa sub talpa picioarelor voastre, în ziua pe care o pregătesc eu, zice Domnul oștirilor. Aduceți-vă aminte de legea lui Moise, robul meu, căruia am dat în Horeb rânduieli și porunci pentru tot Israelul. Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. El va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinților, ca nu cumva, la venirea mea, să lovesc țara cu blestem. Amin. Dragii mei ascultători, observăm aici cum Dumnezeu vorbește prin omul acesta, prin Maleahi, prin profetul acesta. Și spune că ziua Domnului se apropie, este aproape, ziua aceasta va arde ca un cuptor. Toți cei răi vor fi mistuiți. Dar voi care vă temeți de numele Domnului, voi veți fi feriți. Peste voi va răsări soarele neprihănirii, soarele dreptății. Veți călca în picioare pe cei răi.
Așa se va întâmpla. Iar apoi, Dumnezeu spune, aduceți-vă aminte de legea lui Moise. Aduceți-vă aminte pe care i-am dat-o. Nu uitați! Face ce face și Dumnezeu, întoarce poporul către legea aceasta. Versetul 5. Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului. Bine, Doamne, dar ce să facă Ilie înainte de ziua aceea mare și înfricoșată? Ascultați lucrarea lui Ilie. Ilie va întoarce inima cui? Inima părinților spre copii, iar apoi a copiilor spre părinți. Iubiții mei ascultătorii, încă din versetul acesta observăm că problema mare nu stă la copii, ci problema cea mai mare o avem noi ca părinți. Dacă copilul meu nu este în casa lui Dumnezeu, dacă copilul meu s-a depărtat de Dumnezeu, înseamnă că este o problemă la mine. Înseamnă că eu nu am vegheat. Copilul meu a văzut ceva rău în mine. M-a luat model, m-a copiat. Iar copilul meu s-a depărtat de Dumnezeu. Și Ilie când va veni, ce va face Ilie? Prima dată va face lucrare unde? În părinți. Va întoarce inima părinților spre copii. Ilie. Am să vă spun câte ceva despre omul acesta. Era un om simplu. Un om care nu avea teamă. Omul lui Dumnezeu. La final, mesagerii lui Dumnezeu vor fi neînfricați, fără teamă, la fel ca Ilie și Ioan. Iar oamenii aceștia, mesagerii lui Dumnezeu, vor transmite mesajul clar, fără ocolișuri, poporului lui Dumnezeu și întregii lumi. După ce va întoarce inima părinților spre copii, observați că inima copiilor se va întoarce spre părinți. O, Doamne, ne dorim lucrul acesta. Ne dorim ca familiile noastre să fie împăcate între ele și împăcate cu Tine. Prea mulți părinți și copii în timpul acesta sunt despărțiți. Datorită comportamentului, purtării urâte, una spun și alta fac. Dumnezeu să ne ierte și să facă ca acum, în ultimul ceas, să ne întoarcem la El și să-i servim cu adevărat și să fim modele pentru copiii noștri. Amin, fraților! Aș vrea să vorbesc și despre Ioan. Vă invit să deschideți cu mine în Evanghelia după Matei, la capitolul 14, să vorbim puțin și despre Ioan. Cine a fost Ioan? Versetul 1 până la versetul 12. Matei, capitolul 14, versetul 1 până la versetul 12. În vremea aceea, cârmuitorul Irod a auzit vorbindu-se despre Iisus și a zis slujitorilor săi, acesta este Ioan Botezătorul, a înviat din morți și de aceea se fac minuni prin el, căci Irod prinsese pe Ioan, îl legase și îl pusese în temniță din pricina Irodiadei, nevasta fratelui său Filip. Pentru că Ioan îi zicea, nu ți este îngăduit să o ai de nevastă. Irod ar fi vrut să-l omoare, dar se temea de norod, pentru că norodul privea pe Ioan ca pe un proroc. Dar când se prăznuia ziua nașterii lui Irod, fata Irodiadei a jucat înaintea oaspeților și a plăcut lui Irod. De aceea,
I-a făgăduit cu jurământ că îi va da orice va cere. Îndemnată de mama sa, ea a zis, dă-mi aici, într-o farfurie, capul lui Ioan Botezătorul. Împăratul s-a întristat, dar din pricina jurămintelor sale și de ochii celor ce ședeau la masă împreună cu el, a poruncit să îl dea și a trimis să taie capul lui Ioan în temniță. Capul a fost adus într-o farfurie și dat fetei, care l-a dus la mama sa. Ucenicii lui Ioan au venit de a-i lua trupul, l-au îngropat și s-au dus de a-i da de știre lui Iisus. Iubiții mei frați, acesta este Ioan. Ioan Botezătorul. Omul acesta nu a putut să tacă când a văzut nelegiuirea care se întâmpla la omul acesta care conducea, regele acesta. Și omul lui Dumnezeu știa că va avea probleme, dar omul lui Dumnezeu nu vrea să se facă vinovat de sângele acelui om și strigă împotriva lui și împotriva acelei femei care era cumnată, Irodiada, care era nevasta fratelui său Filip. Spune, nu ți este îngăduit să trăiești așa în concubinaj, în adulter. Nu ți este îngăduit. Iar din clipa aceea, Irodiada, în mintea și inima ei, l-a condamnat la moarte. A venit un timp când l-au prins, l-au pus în închisoare. Se pare că omul acesta îi plăcea onomastica, să serbeze ziua. În Biblie de două ori se vorbește despre serbarea zilei, iar de două ori au căzut capete. Irod, Irodiada și pitarul și paharnicul cu visurile lor la faraon. Dragii mei, se pare că fata a știut să joace, iar omul acesta, Irod, îmbătat de vinul acela, sub baburii alcoolului, a făcut o promisiune că îi va da orice va cere fata aceasta și jumătate. Dar priviți ce cere această copilă, îndemnată de mama ei, pe o farfurie. Un cadou, capul lui Ioan. Trebuia să-l aducă la tăcere și i l-a dat cuvântul împăratului, regelui Irod. Omul acesta nu a putut să tacă. Vreau să vă spun că Ilie, la fel, nu a putut să tacă. A strigat împotriva lui Ahab și împotriva Izabelei, nevasta lui Ahab. Acea femeie sidoniană, nelegiuită, care avea 450 de proroci ai lui Baal și 450 de proroci ai Astartei. 900 de proroci avea femeia aceasta, mincinoși, oameni care se închinau satanii, iar ea era în mijlocul lor. Și omul lui Dumnezeu nu poate să tacă și strigă împotriva acestei nelegiuite. Iar femeia aceasta să jură că va face cu el ce a făcut Ilie cu prorocii ei. Aș vrea să trecem la Ilie al timpului nostru. Ce face Ilie? Care este mesajul lui Ilie în timpul nostru? Dragii mei frați, Ilie strigă împotriva Irodiadei și împotriva Izabelei. Izabela și Irodiada din timpul nostru este biserica apostaziată, biserica catolică, papalitatea aceasta, sistemul acesta corupt, care îmbată din vinul ei toate bisericile care îi sunt supuse. Și acest Ilie al timpului nostru, timpul sfârșitului, Dumnezeu l-a chemat să strige, măcar că viața lui este pusă în pericol, clipă de clipă.
Omul acesta nu-și iubește viața. Omul acesta iubește mai mult lucrarea lui Dumnezeu decât viața lui. Și omul acesta strigă ca un Ilie, ca un Ioan în pustie. Vreau să vă spun un lucru. Ioan și Ilie al timpului nostru nu este plăcut, nu este bine primit. Nici în familia lui nu este bine primit. Familia este împărțită. Unii cred în altfel. Ilie și Ioan știu care este mesajul curat al lui Dumnezeu, care trebuie transmis la final. Vreau să vă spun ceva. La început, Dumnezeu îi spune lui Abel și Cain, Cain și Abel, să aducă jertfă, fiecare câte o jertfă, de sânge. Abel înțelege și aduce un miel, dar Cain aduce și el o jertfă, dar nu este de sânge. Și spune Biblia că Domnul a privit cu plăcere spre care jertfă? Spre jertfa celui ce a ascultat, spre Abel, iar spre Cain care s-a ostenit și a adus și el jertfă și a ales cele mai frumoase spice și nu a privit cu plăcere. Iubiții mei frați, aș vrea să vă arăt această ilustrație. Dumnezeu pe final cheamă ca acest popor al său să predice cele trei solii îngerești. Noi ca popor, noi nu avem alt mesaj. Noi nu suntem o biserică oarecare. Toate bisericile predică Domnul este bun. Așa este, Domnul este bun și drept și îndurător. Așa este. Laodiceea simbolizează, se numește poporul judecății. Noi suntem chemați să transmitem judecata ca popor al lui Dumnezeu. Cele trei solii îngerești. Pentru aceasta ai fost adus la existență, popor advent. Dar se pare că mulți dintre noi își aduc o ardere de tot, din spice, de grâu, lăsând la o parte vocea clară a lui Dumnezeu care spune acesta trebuie să transmiți pe final. Spuneam că Ilie și Ioan sunt prigoniți de familie, sunt prigoniți de copii, de soție, de părinți, pentru că familiile sunt împărțite, sunt prigoniți în bisericile lor, sunt prigoniți în toată lumea, oamenii aceștia, pentru că ei au înțeles să rămână la datorie și să transmită mesajul clar și curat al lui Dumnezeu. Acesta este Ioan și Ilie și sunt destui care au rămas loiali lui Dumnezeu, transmițând mesaje clare. Sunt destui frați pastori care predică mesajul acesta, Dumnezeu să-i binecuvânteze. Sunt destui frați prezbiteri care predică mesajele acestea, Dumnezeu să-i binecuvânteze. Destui membri la aici. Fiți binecuvântați de Dumnezeu, fraților. Acesta este mesajul. Unii nu au înțeles. Poate că se vor trezi și vor transmite, vor intra în rânduri. Dar cel mai rău, unii au devenit împotrivitori ai acestui mesaj. Oamenii aceștia care transmit mesajul acesta nu-și iubesc viața. Nu-și iubesc. Mai presus decât viața lor, ei îl iubesc pe dătătorul vieții. Nu interesează că azi este sau mâine va muri. Dacă moare pentru Domnul, glorie lui Dumnezeu. Aș vrea să vorbesc puțin despre ei. Ioan și Ilie au fost oameni simpli,
oameni simpli. Oamenii aceștia nu au avut costume scumpe și de firmă, de ceasuri, pantofi, da, piele și... Nu, frații mei, niște oameni simpli, oameni săraci, dar bogați în Iisus Hristos. La ce-ți folosește să ai nu știu câte costume și cămăși și pantaloni și pantofi? La ce-ți folosește, omule, dacă tu ești departe de Dumnezeu? Și decât să-ți arăți podoaba și să te plimbi, să faci... Da. Aș vrea să mai punctez ceva despre oamenii aceștia. Oamenii aceștia, Ioan și Ilie, poate găsiți dumneavoastră și mi-aduceți scris sau îmi lăsați mesaj. Ce studii au avut oamenii aceștia? Că astăzi dacă nu ai studii, da, cine ți-a spus ție să predici? Ai tu studii? Cine ți-a dat ție voie să predici? Iisus Hristos i-a dat voie să predici. Este chemarea lui Iisus. Mergeți, nu tăceți. Iar eu ca un copil al lui Dumnezeu, sau tu care predici, predică, omule. Să dea Domnul, să facă Domnul ca toți membrii și prezbiteri și toți să predicăm cuvântul lui Dumnezeu în lumea aceasta. E loc în câmpul acesta imens al lui Dumnezeu pentru toți. A sosit timpul când trebuie să fim uniți, nu dezbinați. Da. Tu trebuie să arunci sămânța. Dumnezeu ți-a dat o gură să vorbești pentru El. Dar de multe ori se pare că gura aceasta este folosită doar a amesteca mâncarea sau doar a vorbi de rău unul pe altul. Suntem chemați să lăsăm lucrarea aceasta, ci să vorbim despre Dumnezeu, ceea ce a făcut în viețile noastre. Spuneam că nu au avut studii. Au fost niște oameni fără studii. Dar au primit putere de la Dumnezeu. Ce să facă cu studiile? Dacă Dumnezeu a trimis Duhul Sfânt peste ei și i-a îmbrăcat în putere și în timp ce vorbeau apostolii sau ucenicii, cu miile se întorceau la Dumnezeu. La ce le trebuiau studii, fraților? La pescarii aceia, care știau să au prins în plasa Evangheliei mai mulți pești, oameni, pentru Hristos, decât au prins pești din marea aceea. La ce să le trebuiască studii? Când Dumnezeu este cu tine, ești cel mai mare om. Aș vrea să am martor cu mine astăzi, aș vrea să citesc din spiritul profetic. Ilie, Cartea Educație, pagina 60. Ilie, bărbatul înzestrat cu putere, fusese unealta lui Dumnezeu pentru zădărnicirea unor rere de dimensiuni enorme. Fusese lepădată idolatria care, sprijinită de Ahab și de păgâna Izabela, amăgea națiunea. Prorocii lui Baal fusese răuciși,
Întregul popor al lui Israel fusese profund mișcat și mulți se întorceau la închinarea față de Dumnezeu. Ca succesor al lui Ilie, era nevoie de cineva care, prin îndrumări pline de grijă și răbdare, să conducă pe Israel pe cărări sigure. Pentru această lucrare fusese educat Elisei în pregătirea timpurie sub călăuzirea lui Dumnezeu. Lecția aceasta era pentru toți. Nimeni nu are cum să știe care poate să fie scopul urmărit de Dumnezeu în disciplina pe care o aplică. Dar toată lumea poate fi sigură că această credincioșie în lucrările mărunte este dovada că suntem potriviți pentru responsabilități mai mari. Fiecare scenă de viață este o descoperire a caracterului și numai acela care se dovedește în lucrurile mărunte, un lucrător care nu are de ce să-i fie rușine, va fi onorat de către Dumnezeu cu datorii mai mari. Dumnezeu l-a pregătit pe Ilie pentru lucrarea mare pe care o avea de făcut omul acesta. Aș vrea să citesc în Profeți și Regi, Cartea Profeți și Regi, pagina 187, paragraful 1. Astăzi, ca și în zilele lui Ilie, linia de despărțire dintre poporul păzitor al poruncelor lui Dumnezeu și închinătorii dumnezeilor falși este trasă lămurit. Până când vreți să șchiopătați de amândouă picioarele? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El, iar dacă este Baal, mergeți după Baal. Și solia pentru astăzi este: a căzut Babilonul cel mare, ieșiți din mijlocul ei, poporul meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu fiți loviți cu urgile ei, pentru că păcatele ei s-au îngrămădit și au ajuns până la cer și Dumnezeu și-a adus aminte de nelegiuirile ei. Repet, care este mesajul nostru astăzi, cele trei solii îngerești. Merg mai departe. Nu este departe vremea când încercarea va veni pentru orice ființă. Păzirea sabatului fals ne va fi impusă. Lupta va fi între poruncile lui Dumnezeu și poruncile oamenilor, aceia care se supun pas cu pas cerințelor lumii și se conformează obiceiurilor ei, se vor supune puterilor existente decât să se expună batjocurii, insultei, amenințărilor cu închisoarea și moartea. În vremea aceea, aurul va fi despărțit de zgură. Evlavia cea adevărată va fi deosebită clar de cea aparentă și superficială. Atenție! Multe stele pe care le-am admirat pentru strălucirea lor se vor prăbuși în întuneric. Aceia care și-au asumat podoabele sanctuarului, dar care nu sunt îmbrăcați cu neprihănirea Domnului Hristos, se vor arăta atunci în rușina propriei lor goliciuni. Printre locuitorii pământului, răspândiți pe tot pământul, sunt cei care nu și-au plecat genunchiul lui Baal. Asemenea stelelor cerului, care se văd numai noaptea, acești credincioși vor străluci atunci când întunericul acoperă pământul și negură mare popoarele. În Africa cea păgână, în țările catolice ale Europei și Americii de Sud, în China, în Italia, în India, insulele mării, în cele mai întunecate colțuri ale pământului, Dumnezeu are în rezervă o constelație a celor aleși care vor străluci în mijlocul întunericului, făcând cunoscut lămurit unei lumi de căzute puterea transformatoare a ascultării de legea sa. Chiar și acum, ei se arată în fiecare popor, în fiecare limbă și în fiecare națiune și în ceasul celei mai cumplite apostazii, când Satana depune efortul suprem de a face ca toți, mici și mari, bogați și săraci, sloboși și robi, să primească sub pedeapsa cu moartea semnul de supunere pentru o zi falsă, de odină, acești credincioși, fără prihană și curați, copiii lui Dumnezeu fără vină, vor străluci ca niște lumini în lume. Ca lucrare neînțeleaptă. Ce lucrare neînțeleaptă ar fi făcut Ilie dacă ar fi numărat pe Israel la vremea când judecățile lui Dumnezeu cădeau asupra poporului apostaziat? Ar fi numărat numai unul de partea Domnului. Dar atunci când a spus: am rămas numai eu singur și caută să-mi ia viața, cuvântul Domnului l-a liniștit.
Dar voi lăsa în Israel 7000 de bărbați, și anume pe toți cei ce nu și-au plecat genunchii înaintea lui Baal. De aceea, nimeni să nu încerce să numere Israelul de astăzi, ci fiecare să aibă o inimă de carne, o inimă plină de simpatie duioasă, o inimă care, asemenea inimii lui Hristos, caută mântuirea unei lumi pierdute. Iubiții mei frați, suntem chemați să facem cunoscut legea lui Dumnezeu. Acesta este Ilie. Ilie nu tace. Astăzi, în timp ce îmi pregăteam mesajul pentru seara aceasta, pentru ora aceasta, observ o confruntare într-un grup care zice-se dezbateri biblice. În care oamenii vreau argumente, ei spuneau că legea lui Dumnezeu a fost țintuită pe cruce. Și am spus, nu pierd mult timp, aduc câteva argumente, ca să nu se mai facă atâta tantam. Vin cu câteva argumente, oamenii vor vedea pentru că au ochi să vadă, Dumnezeu le-a dat înțelepciune, merg să caute unde voi spune și va fi simplu. Dar se pare că am întâlnit niște oameni cu ochi, dar fără ochi. Au spus că ei nu vor din Vechiul Testament. Bine, bine, am mers în Noul Testament. Și am dat din Apocalips, capitolul 14, versetul 12. Am dat din 1 Ioan, capitolul 2, versetele 3 și 4, unde vorbește că cine cel cunosc și nu păzește porunci, este un mincinos. Ce porunci? Oamenii, în loc să răspundă, să zică, Doamne, așa este, nu am văzut până acum, căutau să vină cu argumente, dar dăteau texte care nu aveau nicio relevanță. De exemplu, citau un text de la început. La început a făcut Domnul cerul și pământul, mare și izvoarea. Dezbaterea era pe legea lui Dumnezeu țintuită pe cruce, iar când veneam cu argumente, oamenii de dragul de a scrie, scriau texte și o țineau, vezi că nu e că a fost țintuită? Și după zeci de mesaje, deodată am simțit cum Duhul lui Dumnezeu vine peste mine și am lăsat să văd unde mă conduce. Și atunci îi spun celui cu care corespundam și spun, să zicem că ai dreptate, dar nu ai dreptate. Dumnezeu nu a schimbat, nu vei găsi în Biblie nici un singur text. Dar să admitem că ai dreptate, dar nu ai, dar să spunem că ai avea dreptate. Atunci întreb, care este rolul lui Iisus Hristos? Care mai este rolul lui Iisus Hristos? Să zicem că legea a fost desființată, așa cum susțineți. Cu toate că acolo era vorba despre altă lege, legea ceremonială, care oamenii fac confuzie. Dacă poruncile au fost desființate la cruce, înseamnă că noi nu mai avem păcat. Dacă nu este lege, nu este păcat. Și dacă nu este păcat, nu ne trebuie mântuitor. Nu avem nevoie de sângele ispășitor al lui Iisus Hristos. Atunci care mai este rolul lui Iisus Hristos? Pun altfel întrebarea. Puneam întrebările acestea. Și au luat o pauză mare. Zic, dacă voi considerați că lucrurile stau așa, înseamnă că Tatăl, Dumnezeu Tatăl, a făcut o greșeală când l-a trimis pe Fiul Său în lume ca să moară pentru noi păcătoșii, să fim salvați prin sângele Său. Pentru că dacă voi spuneți că la cruce a fost desființată legea, pentru ce a mai murit Iisus? Și oamenii, am văzut că am fost lăsat multe minute și mi-au scris că nu vor să intre în subiectul acesta și căutau să iasă de acolo și să pornească în altă parte și sunt oameni buni.
Aveți grijă unde ați intrat. Legea lui Dumnezeu este veșnică. Este însuși caracterul lui. Omule, dacă nu vrei să înțelegi, măcar că ai ochi, nu pot să stau cu tine la infinit, eu am alte lucruri de rezolvat. Biblia spune să nu arunci mărgăritarele de preț. Nu le arunca. Dacă nu vrei să înțelegi, eu ce pot să-ți mai spun? Și l-am lăsat. Am plecat, am venit acasă și observ că nu-mi dă pace și omul tot caută și de ce așa, și de ce așa, că e cum spun. Cum spune el? Au ochi să vadă, dar nu văd. Legea lui Dumnezeu este veșnică. Dar acele mesaje pe care le-am lăsat acolo, s-ar putea ca cineva doritor de mântuire să le vadă, să deschidă ochii, să caute în Scriptură și să se întoarcă înapoi la Dumnezeu. Dumnezeu să fie lăudat. Poporul lui Dumnezeu este chemat să lucreze. Este chemat să lucreze. Este zi. Va veni noapte când nu va mai putea lucra. Sâmbăta trecută am fost plecat. Am mers la un penitenciar în care nu am fost niciodată. Și am fost curios să văd și eu cum se desfășoară activitatea în penitenciarul acesta. Și este pentru prima oară când m-am simțit așa foarte zdruncinat. Am fost trei frați. Și oamenii aceștia, dacă până acum ne introduceau într-o cameră și noi îi așteptam pe ei, 15-20, să-i aducă în acea cameră, să-i dezlege pe unii dintre ei, să-i lase cu noi acolo și să iasă afară. De data aceasta a trebuit să ajungem noi să trecem prin mijlocul lor. Ei erau liberi în niște cuști imense, cu garduri și când ne-am apropiat de cuștile acelea, de gardurile acelea înalte, ei patrulau într-una ca niște fiare sălbatice și se mișcau când în stânga, cât în dreapta. Oameni imenși! Unii trăgeau de fiare în timpul acela și mă uitam pe fețele lor, unii foarte reci în priviri. Da, stăteau cu mâinile pe zăbrelele acelea și mă uitam, Doamne, cum ne privesc oamenii aceștia ca pe o pradă și a trebuit să mergem, să trecem prin mijlocul lor, să ajungem într-o cameră micuță în care dintre acei oameni răi au ieșit 10 ca să-L cunoască pe Dumnezeu. Iar după ce am terminat prezentarea, la finalul prezentării, am făcut apel, am simțit îndemnul acesta de la Dumnezeu să fac apel. Pentru că nu am făcut-o până acum, dar am simțit că Dumnezeu vrea lucrul acesta și am făcut apel. Există cineva care dorește în momentele acestea să-și predea viața lui Iisus Hristos, să-și mărturisească înaintea lui tot ce a făcut și să înceapă o viață nouă împreună cu El. Timpul este scurt și am început să vorbesc și am vorbit. Și am observat un tânăr care a lăsat rușinea la o parte. Un tânăr pe nume Cosmin. Și a spus, eu vreau. Eu vreau. Un tânăr care are viața înainte. Un tânăr care nu știu problemele care le are de ajuns acolo. Dar Dumnezeu, le-am spus, ascultați-mă, fraților, Dumnezeu se identifică cu voi. Iar unii dintre voi, din închisorile acestea, veți fi mântuiți. Veți ajunge în împărăția lui Dumnezeu dacă vă mărturisiți înaintea lui și părăsiți păcatele acestea. Și tânărul acesta s-a prins de făgăduință și a spus, eu vreau să-L urmez pe Iisus Hristos de aici înainte. Roagă-te pentru mine. Iar la sfârșit m-am rugat pentru el.
l-am văzut cum Duhul lui Dumnezeu punea presiune pe el. Nu ar mai fi vrut să mai plece de acolo. Da. Încă un prieten de-al meu a luat cuvântul și a vorbit mâna de Duhul lui Dumnezeu și el. Frații mei, suntem chemați acum când este ziua să lucrăm pentru Dumnezeu. Se pare că cei din închisori, cei care sunt marginalizați, primesc mai repede, cu bucurie, cuvântul lui Dumnezeu. În penitenciarul de maximă siguranță, din Craiova, avem deja 15 sau 16 persoane care sunt botezate, frați de-ai noștri. Dumnezeu să-i binecuvânteze, sunt modele acolo. Iar toți care l-au primit pe Hristos în închisori sunt batjocora celorlalți. Oamenii aceștia nu vor să mai mănânce mâncare necurată, iar mâncarea lor au trecut la regim curat, pentru că îl iubesc pe Dumnezeu. Se pare că se întorc oamenii care sunt izolați, iar noi care suntem în libertate, de fapt, suntem în închisoarea aceasta a celui rău. Se pare că faraonul lumii acesteia ne dă de muncă și ne ține robi, legați. Spuneam că în timpul din urmă, mesajul oamenilor lui Dumnezeu trebuie să fie mesaje de avertizare. Ca niște străjeri pe ziduri, trebuie să strigăm cu putere, pentru ca cei care sunt departe să audă glasul și să se întoarcă la Dumnezeu. Aș vrea să citesc din Spiritul Profet, din cartea Tragedia Veacurilor. De multe ori copiii lui Dumnezeu care predică acest mesaj sunt luați în râs, sunt numiți alarmiști, iar te-ai suit. Da, și mie mi-au zis. Tu nu știi altceva să predici decât că vine Domnul, vine Domnul, vine Domnul. N-a mai venit Domnul, spunea cineva, râzându-mi în nas. N-a mai venit. Așa este, ai dreptate. Așa îi spuneau și lui Noe. Și Noe nu a predicat ca mine 10, 20 de ani, 30 de ani. E viața scurtă la noi. Noi a predicat 120 de ani și a venit potopul. Și doar 8 au fost salvați. Ce bine era ca acea corabie să fie plină. Dar oamenii nu au ascultat. După ce ai o viață scurtă pe pământul acesta, 70, 80, cei mai tari, da, ți se pare mult, îți bagi joc de omul lui Dumnezeu care predică adevărul prezent. Da, alarmiștilor, spuneți voi că vine Domnul. Și dacă nu vine, dacă vine peste, eu știu că vine. Atât pot să spun. Nu știu ziua, nu știu luna, nu știu ceasul, dar știu că vine. Semnele revenirii lui Iisus Hristos îmi demonstrează mie, care studiez cuvântul lui Dumnezeu, că suntem așa de aproape. Aș vrea să citesc din cartea Tragedia Veacurilor, la pagina 605, sau capitolul 38, ultima avertizare. Vreau să-mi pun ochelarii ca să pot vedea mai bine. Deci, ultima avertizare. Capitolul 38. Odinioară, aceia care au prezentat adevărurile celei de a treia solii îngerești, adevărurile celei de a treia solii îngerești, au fost priviți adesea ca niște alarmiști. Așa este. Fraților, și suntem alarmiști. Așa este. Copiii lui Dumnezeu trebuie să dea alarma. Nu e nicio rușine să dai alarma. Dumnezeu te-a chemat să fii un alarmist pentru poporul lui. Dacă mesajul este curat și este clar și este din cuvântul lui Dumnezeu, dă acest mesaj.
Pe unii Dumnezeu i-a chemat să strige după zidurile Sionului. Da, oamenii aceștia trebuie să dea alarma. Dar voi, unii dintre voi, în bătaie de joc, alarmiști. Prevestirile lor că intoleranța religioasă va câștiga teren în Statele Unite, că biserica și statul se vor uni ca să-i prigonească pe aceia care păzesc poruncile lui Dumnezeu, au fost socotite neîntemeiate și absurde. S-a declarat cu încredere că această țară nu ar putea deveni niciodată altceva decât ceea ce a fost, apărătoarea libertății religioase. Dar pe măsură ce problema impunerii duminicii este discutată în cercuri tot mai largi, evenimentul de care s-au îndoit și nu l-au crezut atâta vreme se vede apropiindu-se, iar întreita solie va produce un efect pe care nu l-a avut mai înainte. În toate generațiile, Dumnezeu i-a trimis pe slujitorii săi să mustre păcatul în lume, cât și în biserică, dar oamenii doresc să le fie spuse lucruri plăcute, da, pace și liniște. Iar adevărul simplu și curat nu este primit. Mulți reformatori, când și-au început lucrarea, s-au hotărât să aibă o mare prudență când au atacat păcatele bisericii și ale națiunii. Ei nădăjduiau ca prin exemplul unei vieți curate de creștini să-i aducă pe oamenii înapoi la învățăturile Bibliei. Dar Duhul lui Dumnezeu a venit asupra lor, așa cum a venit peste Ilie, inspirându-l să mustre păcatele unui împărat nelegiuit și ale unui popor apostaziat. Ei nu s-au putut opri să predice declarațiile lămurite ale Bibliei, învățături pe care nu fuseseră dispus să le prezinte. Ei au fost constrânși să declare cu ardoare adevărul și primejdiile care amenințau sufletele. Cuvintele pe care Dumnezeu le dădea, ei le rosteau fără teamă de urmări, iar oamenii erau constrânși să asculte avertizarea. Tot astfel va fi vestită și solia îngerului al treilea, când vine timpul ca ea să fie proclamată cu cea mai mare putere. Dumnezeu va lucra prin unelte umile, conducând mințile celor care se consacră slujirii sale. Lucrătorii vor fi calificați mai mult prin ungerea Duhului Său decât prin educația dată de instituțiile de învățământ. Foarte important ce spune. Bărbații ai credinței și ai rugăciunii vor fi constrânși să meargă cu zel sfânt, făcând cunoscute cuvintele pe care Dumnezeu li le dă. Păcatele Babilonului vor fi descoperite. Urmările dezastruoase ale impunerii rânduirilor bisericii de către autoritatea civilă, amăgirile spiritismului, înaintarea neobservată, dar rapidă a puterii papale, toate vor fi demascate. Prin aceste avertizări solemne, oamenii vor fi treziți. Mii și mii vor auzi cuvinte pe care nu le-au mai auzit niciodată. Cu uimire vor asculta mărturia că Babilonul este biserica decăzută din cauza rătăcirilor și păcatelor ei, din cauza lepădării adevărului trimis pentru ea din cer. Oamenii, când oamenii merg la învățătorii lor de mai înainte cu întrebarea răscolitoare, sunt aceste lucruri așa? Slujitorii le prezintă fabule, prorocesc lucruri plăcute pentru a le potoli temerile și pentru a liniști conștiința trezită. Dar în timp ce mulți refuză să se mulțumească doar cu autoritatea oamenilor și cer un așa zice Domnul, slujitorii populari, asemenea fariseilor din vechime, plini de mânie că autoritatea lor este pusă la îndoială, vor denunța solia ca fiind de la Satana și vor provoca mulțimile iubitoare de păcat să-i insulte și să-i prigonească pe aceia care o vestesc. Iubiții mei, frați, cuvinte foarte, foarte puternice. Ce să mai zici? Nu ai ce să zici. Nu ai ce să zici. Când oamenii aceștia ies în față și predică adevărul prezent, tu să-ți permiți să spui că lucrarea e de la Satana. Nu vorbesc de biserica noastră, vorbesc de ceilalți care iau un râs pe oamenii aceștia. Da, nu vorbesc de noi între noi.
Sper că la noi nu este așa ceva. Și îmi doresc să nu fie. Este grav. Strig la Dumnezeu în aceste timpuri. Să ni se deschidă ochii și să-L vedem pe Ilie cum predică mesajul, adevărul prezent. Să vedem puterea lui Ioan, care nu are frică și teamă de Irodiada, Ilie de Izabela. Și vorbește, oamenii lui Dumnezeu vorbesc fără teamă despre biserica aceasta apostaziată, Babilon, biserica catolică, instituția aceasta, care îmbată din vinul ei sufletele doritoare de mântuire. Rog pe Domnul ca ochii noștri să se deschidă și să trecem în rânduri cu adevărații copiii lui Dumnezeu. Să slujim un Dumnezeu viu, un Dumnezeu care vrea ca noi să lucrăm în via sa. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că în ceasul al 11-lea am auzit chemarea aceasta și eu. Cu toate că unii întreabă, și cum ai venit tu, cum ai visat tu, ce ai? Am auzit chemarea aceasta în care Dumnezeu mi-a spus, vină după mine, predic acest mesaj și o fac cu bucurie. Și mulțumesc lui Dumnezeu că se văd roade, fraților. Nu aș aștepta să văd roade pe pământul acesta. Mi-ar place să le văd în împărăția lui Dumnezeu. Dar sunt suflete care mă sună și mărturisesc că se întorc la Dumnezeu, că au fost mișcate, au fost schimbate, că vor să încheie legământ cu Dumnezeu. Dumnezeu să se îndure de noi toți. Este timp de mântuire. Lucrarea lui Ilie din timpul sfârșitului a început de mult. Și vreau să vă spun că de aici înainte nimeni și nimic nu va mai putea opri această lucrare. Pentru că este lucrarea lui Dumnezeu. Nu este a omului. Când un om va înceta, vor prelua încă 5-6 mesajul lui Dumnezeu și va predica cu putere înainte. Aceasta este lucrarea lui Dumnezeu. Domnul se grăbește să vină. Iar înainte să vină El, Ilie trebuie să aducă la îndeplinire lucrarea sa. Doamne, binecuvântează, binecuvântă acești solei tăi care lucrează neobosiți ca Ilie și Ioan. Aș vrea să închei în seara aceasta să fac un apel la toți acei care încă mai zăbovesc și stau între două păreri, în a-i sluji lui Dumnezeu sau a sluji bisericii din care face parte El. Te chem în numele Domnului Iisus Hristos. Alege-L pe Dumnezeu. Dacă toată viața aceasta ai ales greșit și nimic nu ți-a ieșit bun prin alegerile tale, ai șansa să alegi cel mai bun, pe Iisus Hristos. Dacă tu l-alegi pe Iisus Hristos, ai ales tot. Strânge familia în jurul tău și prindeți-vă de poala hainei lui Iisus Hristos și strigați în genunchi, Doamne, atinge-te de noi și vindecă-ne de boala păcatului. Iar vindecați de Tine, Doamne, să putem să Te urmăm oriunde. Doamne, vindecă ochii noștri
care încă nu văd cum trebuie. Destul zi aceștia, Doamne, la o parte, ca să putem vedea clar cuvântul frumos al Tău din Evanghelie, să ne întoarcem la Tine. Rezolvă, Doamne, problemele acestea. Și cred cu putere că Dumnezeu vă va asculta rugăciunea. Dumnezeu să binecuvânteze cuvântul care a fost transmis și în seara aceasta. Iar acest cuvânt, condus de Duhul lui Dumnezeu, să atingă suflete și inimi. Poate că sunt frați și surori care au avut întrebări în sufletul lor. Rog ca Duhului Dumnezeu să le răspundă prin cuvânt. I-am promis Domnului că mă las călăuzit continuu de El în cuvânt. Și oriunde mă va conduce El în prezentările acestea, merg pe unde va spune El. Pentru că Dumnezeu are suflete care va asculta, vor asculta acest mesaj. Iar acele suflete se vor întoarce la El. Va răspunde mesajul, întrebărilor pe care le au. Dumnezeu să vă binecuvânteze, dragi ascultători, și să facă ca timpul acesta scurt pe care îl mai avem de trăit pe pământul acesta, să-l trăim cu Dumnezeu. Fără Dumnezeu, suntem străini. Fără Dumnezeu, suntem ca niște oameni fără părinți, fără identitate, fără nume. Dar când ești cu Dumnezeu lângă tine, când Dumnezeu îți dă nume, Fiul de Dumnezeu, iubitul meu ascultător, îmi doresc când se vor termina tot ce a început pe pământul acesta și va veni ziua aceea mare când vom fi cu El în împărăția Lui. Dumnezeu ne-a promis că ne va da pietre albe în care va fi un nume nou. Numele noastre le vom uita și vom avea nume alb, noi, pe pietre albe. Dumnezeu să te binecuvânteze, ascultătorule, iar numele tău să fie scris în cartea vieții și să ai parte pe acea piatră cu nume alb în împărăția lui Dumnezeu. Să fii binecuvântat de Domnul. Și să aducem rod pentru împărăția sa. La aceasta să ne ajute Domnul pe toți. Amin. Avem o listă pentru rugăciune și în seara aceasta. Aș vrea să ne rugăm și pentru frații care au cerut în seara aceasta. Cei care ați scris în seara aceasta, să ne rugăm pentru dumneavoastră. Nu putem să citim acum mesajele, să ne rugăm pentru dumneavoastră. Dar vă promit că lunea viitoare ne vom ruga pentru dumneavoastră. Așa cum pentru cei de luni nu am putut să mă rog în direct și mă voi ruga acum. Haideți să plecăm capetele și să ne rugăm la Tatăl nostru Ceresc. Tatăl nostru care ești în ceruri și care ai fost prezent prin Duhul Tău aici, Te rugăm, Doamne, să primești închinarea noastră. Ți-aducem slavă, cinste, mărire, Tată, că ți se cuvine. Și vrem, Doamne, să spunem, să-ți făgăduim că vrem să ne purtăm ca niște copii ai Tăi. De prea multe ori, Doamne, ne-am purtat ca niște oameni fără tată, ca niște cerșetori în lumea aceasta, uitând că noi suntem fii de rege,
fii ai Tăi, ai Tatălui Ceresc. Iartă-ne, Doamne! Iartă, Doamne, comportamentul nostru! Iartă, Doamne, îmbrăcămintea noastră murdară! Tu ne-ai dat o haină albă curată, dar se pare că prin păcatele noastre am murdărit haina aceasta. Doamne, vrem să ne consacrăm din nou înaintea Ta și să spunem că ne pare rău pentru greșelile noastre, pentru păcatele pe care le-am făcut. Ne pare rău pentru că Te-am făcut să suferi, Doamne. Iartă-ne și ajută-ne, Doamne, ca de aici înainte, iertați de Tine, să devenim mai buni, mai curați, mai îngăduitori unii cu alții. Da. Și să predicăm, Doamne, mesajul Tău, mesajul curat, clar, ca niște trâmbițe, Doamne, ca niște străjeri pe zidurile Sionului, să dăm alarme clare pentru oamenii care dorm și doresc mântuire. Vrem să ne trezim, de aceea trezește-ne Tu, Doamne. În momentele acestea, Doamne, Te rog să-Ți binecuvântezi cuvântul. Fă, Doamne, ca împreună cu cuvântul acesta care a intrat în casele oamenilor, să intre Duhul Tău cel Sfânt, să miște inimi, iar multe suflete să se întoarcă la Tine. Știm că Vei face lucrarea aceasta, pentru că am cerut în numele Domnului Iisus Hristos și Îți mulțumim, Doamne, pentru lucrul acesta. Te rog, Doamne, în seara aceasta, să binecuvântezi pe sora Elena Ciobanu. Este o soră care simte în lucrarea aceasta și are râvna aceasta pentru câștigarea de suflete. Binecuvântează, Doamne, sora aceasta. Binecuvântează-i, Doamne, părinții. Sora a încheiat legământ cu Tine. Tu știi lucrul acesta, dar părinții încă nu. Te rog, Doamne, binecuvântă-i părinții, Doamne. Și dă-le acum, în ultimul ceas, la bătrânețea lor, dă-le, Doamne, discernământ să vadă calea Ta care duce către împărăția Ta. Fă, Doamne, o minune ca părinții aceștia să se întoarcă la Tine, iar în împărăția lui Dumnezeu să fie împreună cu fata lor. Te mai rog, Doamne, pentru sora acestei surori, Elena, pe Taniușa. Binecuvânt-o, Doamne, cu întoarcere de Tine. Binecuvânt-o, Doamne, cu iubire de Dumnezeu. Fă-o, Doamne, ca să vadă în Tine un prieten minunat, să se apropie de Tine și să nu se mai despartă de Tine niciodată. De asemenea, Te rog, binecuvântă-i fratele pe Vasea. Ajută-l să se întoarcă la Tine și el. Este timp de întors acum și să intre în rânduri și să lucreze pentru câștigarea de suflete. Te rog, Doamne, să binecuvântezi pe sora Maria Pinte. Doamne, are nevoie de sănătate. Dă-i sănătate, Doamne. Tu ești marele medic. De Tine oamenii s-au atins și s-au vindecat. De Tine, Doamne, Tu doar gândește-Te, Doamne, la ei. Că ei se vor face sănătoși dacă Tu Te gândești la ei. Ajută, Doamne, ca această soră să pornească în viață vindecată complet de Tine. Dar Te mai rog, Doamne, să-i dai vindecare spirituală, Doamne. Vindecă-o, Doamne, de păcat. Și ajută-ne pe toți să fim vindecați de păcat și să fim oameni curați pe care Tu Te vei baza de aici înainte. Pentru Robi și Mirela, Doamne, Te rog să se întoarcă la Tine. E timp de întors. Ajută-i, Doamne, Tu. Întinde-le o mână. Pentru Andrei, ajută copilul acesta ca să asculte vocea Ta, Tată. Pentru David, Doamne, fă-l pe David să fie un David în poporul Tău, să aibă o inimă bună ca a lui David și Tu să Te bucuri de el. Pentru Dorul, băiatul acesta are probleme foarte grave, de aceea noi le aducem la Tine. La cine, Doamne, să ne ducem? Dacă medicii nu-ți mai dau nicio șansă, la cine, Doamne, să mergem? Venim la Tine și Te rugăm să intervii și pentru băiatul acesta. Dar înainte să-l vindeci, vindecă-l spiritual, Doamne, și ajută-l să încheie legământ cu Tine.
Te mai rog pentru sora Veca. Este o femeie bolnavă, grav. Ajută-o, Doamne, să conștientizeze că clipa plecării ei este aproape. Ajută-o să se împace cu Tine. Acesta este cel mai mare lucru pe care trebuie să-l facă această soră. Să se împace cu Tine. Să Te primească pe Tine în viața ei. Iar apoi, încheiem legământ cu Tine, să-și predea viața în mâna Ta. Hotărăște Tu, Doamne, ce e de făcut în dreptul dânsei. Dacă Tu ai hotărât vindecare, vindecă, Doamne. Pentru Rebeca, binecuvântă copilul acesta și ajută-o să fie ca o Rebeca în lumea aceasta. În poporul Tău, Doamne, să fie o fată curată, iar Tu să Te bazezi și pe ea. Binecuvântează pe frații din Biserica Adventistă din Romanești, Dâmbovița. Fă, Doamne, ca acolo să fie un punct de plecare în toată lumea și să fie o trezire care se înceapă din Romanești, Dâmbovița. De asemenea, Te rog să binecuvânți pe frații penticostali de acolo, din Romanești, Dâmbovița. Binecuvântează-i, Doamne, și ajută, Doamne, deschide ochii acestor frați care studiază Scriptura, deschide-le ochii și arată-le că legea Ta este lege și e veșnică. Nu a fost schimbată niciodată. Chiar dacă va trece cerul și pământul, legea Ta rămâne în veac. Binecuvântează-i cu înțelegerea Scripturii. Pe Rodica și Ionuț și Corina și Marius, Doamne, ajută-i, Doamne, să Te cunoască, să se apropie de Tine, Tu să-i primești, iar ei să încheie legământ cu Tine. Pe sora Dorica și sora Luba, Doamne, strigă după sănătate aceste surori. Oferă-le, Doamne, sănătate. Atinge-Te de ele și ajută-le, Doamne, să strige în lung și în lat că Tu Te-ai atins de ele și sunt vindecate în numele Tău, Doamne. Pe Adriana, binecuvântează fata aceasta și ajută, Doamne, ca soțul dânsei și fiul dânsei să se întoarcă la Tine și să Te accepte împreună cu Ionuț, copilul lor. Pe sora Natasha, Doamne, probleme de sănătate, oferă-i, Doamne, sănătate. Nu cerem, Doamne, aur, mărire și slavă. Vrem sănătate, Doamne, și vrem să fim cu Tine. Pe sora Cristina, Doamne, vrea sănătate această soră. Pentru fiul ei, Dan, la fel, Doamne, oferă-i sănătate. Mulți bolnavi, Doamne, în poporul Tău, între copiii Tăi. Oferă-le, Doamne, sănătate și ajută ca soțul să Te accepte pe Tine, Doamne. Pe sora Goma, binecuvântează această femeie, Doamne, și fă ca familia dânsei să Te urmeze pe Tine, Doamne, împreună cu soțul dânsei care are probleme cu alcoolul, să lase alcoolul și să vină la picioarele Tale. Pe Deborah, Doamne, vorbește-i, Doamne, și cheamă-o acasă și ajută-o să asculte vocea Ta. Din mii și mii de voci, ajută ca această tânără să audă vocea Ta și, condusă de vocea Ta, să încheie legământ cu Tine. Pe sora Mariana, Doamne, binecuvântă-o, Tu, Doamne, oferă-i, Doamne, binecuvântare spirituală și materială și ajută ca familia dânsei să Te urmeze pe Tine. Trezește, Doamne, acest sat în Romanești, Dâmbovița, și ajută, Doamne, ca să fie o trezire spirituală acolo, iar mulți să se întoarcă la Tine și Tu să Te bucuri, Doamne. Pe Silvia și Leo, ajută-i să Te urmeze pe Tine, Doamne. Pe Maghi și Ana, binecuvântează-i, Doamne, și ajută-i ca să Te cunoască și să Te accepte și să fie nedespărțiți de Tine. Binecuvântează-i, Doamne, și pe cei, Doamne, care încă sunt trimiși, n-au trimis, că le e teamă și rușine. Binecuvântează-i, Doamne. Și ajută, Doamne, ca cei care au fost binecuvântați și li s-a răspuns la rugăciune să aducă slavă lui Dumnezeu și să mulțumească lui Dumnezeu pentru vindecarea lor completă. Binecuvântează-ne, Doamne, încă o dată pe toți care am ascultat și pe toți care vor asculta mesajul din seara aceasta. Și ajută ca acest mesaj să fie hotărător în dreptul multor frați și surori.
iar auzindu-l, să se întoarcă la tine, pe drumul care duce către împărăția ta. Binecuvântat și lăudat să fii, Doamne, că meriți, acum și în veci. Amin. Înainte să închei, se pare că am ținut mai mult în seara aceasta. Înainte să închei, vă mai arăt odată cartea aceasta. Această carte va fi salvatoare pentru multe vieți. Mesajul lui Dumnezeu. Cele trei solii îngerești. Mesajul pe care ar trebui să-l proclamăm toți. Vă chem în numele Domnului Iisus Hristos. Haide să ne strângem toți. Să ne unim. Să putem face rost de banii aceștia. Ca să tipărim cărțile acestea. Vă spuneam că 10.000 de cărți un frate le va face el. Noi de la Iacov Israel vrem să facem și noi cel puțin 10.000 de cărți ca să putem să le facem la 1 leu și 15 bani. Dacă vom face mai puține, ne va costa mai scump. Și mai este un frate care mai face și el încă 10-20 de mii. Dumnezeu să vă binecuvânteze, fraților, și să facă din noi ucenici în via sa. Este ultimul ceas, ceasul al 11-lea. Te chem în numele Domnului Iisus Hristos. Intră în rânduri. Intră în rânduri. E loc pentru toți. Aceste cărți vor salva suflete de la pieire. Iar tu în împărăția lui Dumnezeu, datorită unei cărți pe care tu ai plătit-o, vei avea în împărăția lui Dumnezeu stele în coroană. Dumnezeu să binecuvânteze pe dătătorul voios și să facă el ca acum, că ne dorim acum în august, ne dorim ard de nerăbdare să-i dăm drumul la proiectul acesta. Ard. Deja am frați care nu mai au ce semăna. Și mi-a spus, Marius, nu mai avem ce semăna. Arde nerăbdare să strângem banii aceștia, să tipărim cărțile acestea cât mai repede, să putem să semănăm pe ogorul Evangheliei. Toți cei care doriți să vă implicați în acest proiect, puteți să-mi lăsați mesaj pe privat. Și eu vă voi contacta. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Și la aceasta să ne ajute Domnul în lucrarea sa pe toți. Amin.